Sute de oameni au participat astăzi la prânz în centrul Devei la ceremonialul dedicat marcării Zilei Naționale a României. Manifestarea a debutat cu prezentarea onorului de către Garda Militară special constituită pentru acest eveniment. Manifestările dedicate marcării Zilei Naționale a României la Deva au continuat cu intonarea imnului național și săvârșirea unei slujbe religioase. În timpul slujbei, un aeroplan ce purta tricolorul României a survolat mulțimea. A urmat apoi scurte alocuțiuni ale oficialităților locale și județene, care au vorbit despre prezența devenilor la Marea Unire de la Alba Iulia, au evocat importanța istorică a momentului pentru întreaga țară și au făcut apel la solidaritate între români în această perioadă dificilă pe care o traversăm. La 1 decembrie 1918, în capitala de suflet a tuturor românilor, Alba Iulia, se înfăptuia cel mai măreț eveniment din istoria noastră, Marea Unire. Peste 100.000 de oameni s-au adunat atunci la Alba Iulia pentru a desăvârși, așa cum spunea artizanul Marii Uniri, Iuliu Maniu, unitatea noastră națională ca un triumf al libertății românești. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu România și drumul nostru ca națiune. A fost un moment în care eroismul, sacrificiul și credința înaintașilor noștri au făcut posibil ca toată suflarea românească să trăiască într-un singur stat, România. Cercul electoral Deva a fost reprezentat la acest moment istoric de 45 de delegați din toate categoriile sociale. Toți sub un singur nume, toți sub aceleași culori ale drapelului național, românii și-au croit drumul afirmării între națiunile lumii. România fiind astăzi un stat modern, respectat, un partener de încredere ale statelor civilizate. De-a lungul anilor, istoria zbuciumată a țării noastre a consemnat în paginile ei deopotrivă curajul bravilor ostași, inteligența, hărnicia și demnitatea românilor, ilustrând toate aceste calități cu chipuri și nume ale marilor personalități. Reîntregirea de la 1918 este un dar pe care îl primim din generație în generație, pe care trebuie să-l prețuim. Datorită fiecăruia dintre noi este să luptăm neobosit pentru unitatea, suveranitatea și independența României. Această importantă zi este, fără îndoială, pentru orice român, ziua în care am dorit să lăsăm deoparte grijile și problemele obișnuite ale vieții de zi cu zi și să dedicăm un gând de recunoștință celor care la 1 decembrie 1918 au ales unitatea ca destin al României. Este ziua în care sărbătorim dăruirea și curajul luptătorilor care s-au sacrificat pentru reîntregirea României, dar și celor care, în anii dificili care au urmat, au făcut tot ce a fost posibil pentru a apăra această unire. Noi ar trebui să vedem în ziua națională și alte sensuri care ne aduc din trecut lecții prețioase pentru prezent și viitor. Solidaritatea și întrajutorarea au făcut ca poporul român să rămână unit de-a lungul vremurilor. Manifestările la Deva dedicate marcării Zilei Naționale a României s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare special constituite pentru marcarea acestui moment istoric.
Statul Național Unitar Român a fost constituit prin voință populară la 1 decembrie 1918, de la acest măreț eveniment trecând, iată, 103 ani. La mulți ani români! La mulți ani România!